amigo, bravo! Am avut mari emoții cu terenul când am văzut că ninge la ora 5 și am crezut că intru în depresie. Dar încă o dată trebuie să remarcăm și profesionalismul și seriozitatea celor care se ocupă de teren, cei de la primărie, și chiar le mulțumesc. În rest, meci de luptă, am dat 2 goluri, am primit 1. Suntem într-un parcurs mai normal față de așteptările noastre sau cel puțin ale mele. De mult mă gândeam să ajungem acolo în play-off și să fim acum pe locul 4, cred, astăzi. E adevărat că încă spun că lucrurile astea sunt sensibile acolo. Mai trebuie să legăm 2 victorii și cred că suntem aproape în play-off. Ceea ce ar fi o imensă performanță pentru FC Botoșani. Deci încă mai aveți emoții. Încă mai avem multe emoții. Eu cred că următoarele 2-3 meciuri, la UTA trebuie, dacă am putea câștiga la UTA, după care vine Steaua acasă și trebuie să dăm o lecție și lor și atunci lucrurile sunt calificate. Așa cred. Urmează totuși o perioadă cu meciuri mai dificile, următoarele care sunt pe întâlniți, sperăm, pe UTA, pe CSD, Craiova și Sepsi. Da. E posibil să iasă echipa din formă în următoarele etape? Nu. Eu cred că noi jucăm fotbal cu echipele care joacă fotbal. Noi am luat bătaie de la Craiova cu arbitraj. Deci chiar dacă au fost condiții dificile, un gol primit, știți foarte bine, după care un 11 metri neacordat, nu mă tem de echipele care joacă fotbal. Eu mă tem de echipele care se închid, așa cum erau și în prima repriză. Când sunt blocați cu 11 oameni în careu, e greu să-i desfaci, dar știm fotbal. Felicitări lui Marius, felicitări lui Ogenda și Rodriguez, adică celor doi capitani, cu sau fără banderolă. Da, suntem bucuroși. Eu cel puțin sunt super mulțumit de ce s-a întâmplat seara asta. Repet, un meci de luptă și un meci la care Botoșaniu arăta că știe și fotbal, știe și să lupte, știe să și păzeze un rezultat și că atunci când ai nevoie de față de multe alte dăți, când noi greșeam în momentele finale, de data asta sunt niște mici finale pe care le câștigăm, ceea ce înseamnă maturizarea echipei noastre și asta îi datorează lui Marius și întregul lot. Cheita și Armaua s-au certat la lăutura de la 11, până la urmă au înscris amândoi și am sărbătorit împreună. Da, Armaua să e nebunit să dea 11 metri, Cheita este primul care bate, așa îi stabili Marius. Am vorbit și la urmă o chestiune asta, a fost la un meci acasă, când Armaua chiar s-a supărat, când a meci cu Dinamo, cred că când n-a executat el, dar în schimb Armaua ne-a scos, are 6 puncte, cu un gol excepțional, o pasă la Mihai, dar el a plecat 3 apărători, atacant. Bravo lui Malmaos și felicitări lui FC Botoșani care l-a găsit pe Malmaos să vină să joace pentru noi. Urmează o perioadă mai liberă pentru voi, începeți să jucați o dată pe săptămână. Aveți speranțe ca până la meciul cu FCSB de peste 2 săptămâni să se rezolve și problema gazonului? Greu de spus, tot depinde de natură, de Dumnezeu, pentru că el nu este înghețat terenul. Terenul este ok. Povestea este că dacă n-ai soare, n-ai cum să-l... Nu înseamnă că dacă ai încălziri în gazon, iarba crește, dacă afară se minus 10 grade și știu că o să fie niște ieri, niște nopți fiorătoare. Ceea ce trebuie să facem este să îl acoperi din nou. Mâine o să vină și un specialist care se ocupă de gazon să ne spună care ar fi metoda să-l păstrăm cât de cât. Pentru că la minus 20 de grade, oricât ar fi de bună încălzirea, el îngheață 2 cm la suprafață. Asta este. Încercăm să ne gândim la toate metodele posibile, tehnice, în așa fel încât să păstrăm gazonul. Dar depinde foarte mult de vreme. Repet, la minus 20 de grade, ori să se anunță acum foarte, foarte frig, e greu să spui un gazon bun. Atunci era bun. Era mult mai bun când la ora 5, când am dat jos, după ce a fost dat jos asta, folia, după ce au pus nisip, l-au nivelat, era excepțional. Când a început să ningă, totul s-a sfârșit. Și zăpada nu se pune unii calci, de fapt se topește. Terenul are solul bănesc, care 2-3 grade, habar n-am cât, știți, la nivel. Dar zăpada stă deasupra la minus 5 afară, doctor, minus 3 stă acum, mi se pare. Ultima întrebare, când o să iei pe Michele? Nu știu, o să vă spun zilele următoare. Eu știu că sunt doar 2 zile la antrenament și antrenamentul s-a făcut la balon. A fost, e greu să capete ritm dacă în condițiile actuale. Eu sper să-i vedem repede. De fapt, nu sper. Depinde de Marius, pentru că acolo la fundaș central avem pe Andrei și pe Kindiș, pe Andrei și pe Șerone și cred că e greu să-i înlocuiești acum.
trebuie să fii bun tare să-l scoți pe Andrei din lot, cum trebuie să fii extraordinar de bun să-l scoți pe echipe pe Sherry. Adică o să vedem. Ei sunt fundași centrali, avem rezerve, asta e, avem un lot puternic, depinde de celelalte meciuri.